Uităm mintea, gândurile noastre și ființa noastră întreagă la Cel care ne-a salvat, la Cel care ne-a mântuit și să spunem, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, amin, amin. Binecuvântat să fie Iisus Hristos, amin, amin. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt de acum și în veci, amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Fiți bineveniți în casa unde se prezintă și Domnul. Avem credința aceasta că acest cuvânt pe care ni l-a lăsat scris se împlinește ori de câte ori suntem în prezența Lui sau suntem împreună în casa aceasta, că prezența Lui nu lipsește. Domnul să ne mărească credința. Amin. Și așa după cum știm că atunci când mergem la o întâlnire, așteptăm ceva, așteptăm un rezultat, așteptăm un cuvânt, așteptăm ceva care să fie spre folosul nostru. Facă bunul Dumnezeu ca întâlnirea noastră de astăzi și aici să fie pentru întărirea credinței noastre. Așa se cântau și cântările și spre lucrul acesta ne îndreptăm și noi spre Domnul în această zi, pentru că mai mult ca oricând avem nevoie, pe vreme ce timpurile se scurg, vremea când Domnul Iisus este aproape să vină să-și ridice biserica Lui este aproape, poporul Lui trebuie să stea aproape, să vadă, să simtă vremea aceasta, să simtă timpurile în care trăim. Și să nu fie ca ceilalți oameni plini de frică, unde nu știu unde să se mai ascundă, nu știu cum să se mai izoleze în aceste vremuri, de frica uriașului care face multe victime. Auzeam o predică și aș vrea să împărtășesc doar în scurte cuvinte câteva gânduri, tot dintr-un psalm de aici, și fratele lui a vorbit de aici, și aș vrea să spun și dumneavoastră, să spun și vouă aici, de minunea pe care Dumnezeu a lăsat-o scris aici și se întâmplă astăzi. Psalmul 11 spunea așa, la Domnul găsesc scăparea, cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre. Astăzi mai mult ca oricând ne îndeamnă, fugi, ascundeți-vă, nu fiți împreună. Și psalmistul spune că la Domnul găsesc scăpare. Măriți să fie numele Lui, aleluia. Cum puteți voi să-mi spuneți că eu trebuie să fug și să mă ascund când Domnul este scăparea mea? Glorie Domnului! Și apoi mai spunea și cuvântul, spune așa, când se surpă temeliile, ce ar mai putea să facă cel neprihănit? Uitați-vă în jur, temeliile guvernelor se surpă, dregătoriile se luptă unii împotriva altora și poate nu mai au nicio putere de îndreptare. Când se surpă temeliile, ce ar mai putea să facă cel neprihănit? Este o întrebare, dar dumneavoastră știți ce trebuie să faceți? Pe care Domnul vă numește neprihăniții Domnului. Ce trebuie să faceți? La Domnul găsesc scăparea, așa am început mărirea Domnului. Că aceasta este vremea în care creștinii trebuie din ce în ce mai mult să stea lângă Domnul, să stea pe cât posibil unii lângă alții și astfel vor învinge uriașul. Vom învinge toți uriașii care vin și ne înspăimântă, pentru că va veni o vreme, va veni o vreme când cu adevărat oamenii se vor ascunde. Oamenii se vor ascunde, dar
nu de groaza uriașului acestuia din ziua de astăzi. Se va ascunde de groaza Domnului când va veni să înspăimânte pământul la venirea Lui. Iată ce spune cuvântul Domnului la Apocalips, capitolul 6. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Iată de cine trebuie să se teamă, de mânia mielului, și se vor teme atunci, dar va fi prea târziu. Mulțumim Domnului că pentru noi astăzi El este stânca noastră pe care stăm, pe care este întemeiată credința noastră. Și nu trebuie să fugim, să ne ascundem, cum spune psalmistul, căci va veni vremea când cu adevărat se vor ascunde, dar va veni prea târziu și nu va fi chip de scăpare. Iubiți frați și surori, suntem împreună, să ne bucurăm în Domnul. Vă bucurați de ziua de astăzi? Glorie Domnului Iisus! El ne-a dat-o, așa se spunea și prin prima cântare. Aceasta este ziua Domnului, ne-a dăruit-o, să nu ne înspăimântăm, să ne bucurăm în ea și Domnul ne va binecuvânta acum și aici. Glorie Lui! Mulțumim celor care ne vizitează. Familia Lasă din Chicago, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin. În numele Domnului Iisus, în această dimineață, eu cred că prezența lor cu noi aici va fi binecuvântare. În primul rând, prezența lor aici este deja binecuvântare. Și apoi mai credem că Domnul, prin fratele Mircea, astăzi ne va da un cuvânt folositor pentru sufletul nostru. De ce spun așa? Duminica trecută aș vrea să mărturisesc lucrul acesta. Când l-am numit pe fratele Cristi să vorbească din cuvântul Domnului și am zis, și eu am nevoie de un cuvânt din partea Domnului prin el. Și Domnul mi l-a dat. Domnul mi l-a dat. În noaptea de duminică spre luni, când trebuia luni dimineața să mă duc la lucru, am fost într-o frământare încât câteva ceasuri n-am dormit. De pe la 11 până pe la 2 noaptea n-am dormit. Mă frământa un gând ca în final să-mi amintesc de cuvântul prin care mi-a vorbit Domnul duminică prin fratele Cristi. Când cele două iscoade care s-au încrezut în Domnul și au spus așa, Domnul este cu noi și n-au muiat inima poporului. Și cuvântul acela m-a întărit în cauza pe care mă frământa și am zis, Doamne, îți mulțumesc că și Tu vorbești și ne întărești. Glorie lui Dumnezeu! Și apoi a urmat ziua de luni, la 2 dimineața, la 3 am plecat de acasă, am ajuns la lucru, am lucrat 10 ore și Domnul m-a întărit. Glorie Domnului! Când vorbește Domnul, este minunat! Slavă Lui! Să credem că Domnul are un cuvânt astăzi și pentru noi aici și El ne va binecuvânta. Amin! Rog copiii și cei care, dacă cineva din familia voastră au o cântare? Nu. Copiii de la noi să vină să laude pe Domnul cu o cântare. Și avem astăzi cina Domnului și ne bucurăm de lucrarea aceasta pe care încă Domnul o desfășoară în mijlocul nostru. După cântarea copiilor vom lăuda pe Domnul cu toți cu o cântare. Vom face colecta duminicală, darul cu care am venit la casa Domnului și după acest dar pe care îl aducem, vom mulțumi Domnului pentru el și în urmă vom asculta cuvântul Domnului. Domnul să primească toată jertfa pe care se aduce aici, fie dintr-un fel sau altul, a celor mici sau a celor mari, a cuvântului spus sau a cuvântului prin cântare.
toate să se facă spre slava lui Dumnezeu și întărirea credinței noastre. Amin. Puteți să ziceți amin? Amin. Glorie Domnului!